Dragi prieteni, bine v-am regăsit la Drink Insider, episodul 2 al unui periplu prin gastronomia și vinurile dobrogene. Astăzi plecăm de la Cernavodă, de la Crama Rasova, ne îndreptăm către Delta Dunării. Destinația noastră este New Hotel Egreta, Dunavățul de Jos. Vă invit să ne însoțiți prin Dobrogea. Traseul nostru începe de la Crama Rasova, situată lângă orașul Cernavodă, chiar la piciorul podului construit de Angel Salini peste Dunăre, de unde plecăm, dis de dimineață, călare pe autostrada Soarelui. Navigăm până la Constanța, o luăm pe centură, spre Ovidiu și apoi ținem E87 spre Tulcea, până în dreptul localității Babadag. Aici părăsim drumul european și cotim la dreapta, spre situl arheologic Cetatea Enisala. Cetatea Enisala a fost construită în scop militar, defensiv și de supraveghere a drumurilor de pe apă și de pe uscat în a doua jumătate a secolului al XIV-lea de către negustorii genovezi, care dispuneau de mari sume de bani câștigate din comerț și care erau deținătorii monopolului navigației pe Marea Neagră. Materialele descoperite în urma cercetărilor arheologice și mai ales monedele bizantine, genoveze, tătărăști, moldovene, muntene sau turcești atestă rolul militar, politic, administrativ și economic pe care l-a îndeplinit cetatea. De la cetatea Enisala ne îndreptăm spre Jurilovca, aflată la nici 20 de kilometri pe malul lacului Golovița. Aici ne așteaptă, fără îndoială, cel mai plăcut moment al zilei, o degustare de vin organizată ad hoc chiar pe digul portului. Dragi prieteni, sunt împreună cu Valentin Ceafalău în portul de la Jurilovca. Jurilovca, precum vedeți, e un loc extrem de pitoresc, e punctul de acces către Gura Portiței și ne aflăm aici ca să degustăm niște vinuri și să ne simțim bine la urmă. O să degustăm vinurile din gama Surmer. Este o gamă pe care am lăsat-o anul trecut, în plină pandemie, că Crama Rasova a lansat această gamă și nu ne așteptam să aibă succesul pe care l-a avut și ne-am bucurat extrem de tare când am văzut că eforturile noastre depuse atât în direcția marketingului cât și în direcția calității au fost răsplătite. Surmer, tradus motamo, înseamnă pe mare. Dar de fapt ea este o indicație geografică a acestui Surmer. Este terminația pe care au localitățile pe coasta de Azur. Beișevel-Surmer, Villefranche-Surmer și Rasova-Surmer. Surmer, noi am creat această gamă pentru a spune oamenilor că marea face parte din familia noastră, din ceea ce ne definește și că vinurile acestea sunt vinuri de la mare. Designul sticlei trimite către mare. Fiecare element de la fundul sub formă de valuri, năvodul aruncat peste valuri, soarele, simbolul nostru și cromatica capișoanelor, fiecare element al designului a fost ales în așa fel încât să te ducă cu gândul către mare. Hai să gustăm că... Să gustăm albul, că ne bate vântul aici. Bate vântul în pahare și sunetul e... Da, ne bate vântul în pahare. O să degustăm Pinot Gris. Cum spunea și Antonio Lafata, vinificatorul nostru, despre Pinot Gris. Pinot Gris este un soi care se simte foarte bine în regiunea Murfatlar. A găsit condiții foarte bune în solul mineral de la Rasova. Hai să vedem ce ne-a reușit cu Pinot Gris 2020. Miroase a vânt. Miroase a vânt. Da. Ce vrem să scoatem în evidență cu gama Surmer este și mineralitatea solului. Vinul să vorbească despre condițiile de sol de la noi. La propriu avem soarele în pahar, Avem soarele în pahar și vântul în pahar. Eu cred că loc mai bun ca să gustăm vinurile astea decât aici nici nu există. Nu, nu există. Ba da, ar mai fi unul pe malul Mării Negre. Pe malul Mării Negre, da. Din păcate noi suntem încă pe malul lacului. Dacă am fi fost la Gura Portiției, eram exact la limita între apa dulce și apa sărată.
citric, solar, fruct copt, dar are aciditate, are precizie, are și structură minerală bună. Un vin care țipă după pește. Un vin care țipă după pește, un vin care cumva trimite la bucătăria dobrogeană. Cramărasova este un bun ambasador al bucătăriei dobrogene și a bucătăriei armânești, ca să spun așa. Inclusiv în restaurante, restaurantul Cramei se gătește cu ingrediente dobrogene 100%. Următorul vin pe care o să-l degustăm este Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc dobrogean. O să-l vezi că și aici vorbim despre mineralitate, de până la urmă un pic austeritate cu caracteristică dobrogei. Răzvan a încercat să scoată în evidență fructul, să aibă zona asta de fruct copt, galben. Are și note ierboase, citrice. Da, e ceva mai astringent decât Pinot Gris, care e mai unctuos puțin. Aciditatea e mai ridicată la Sauvignon Blanc, dar ce le leagă și leagă toate vinurile din gama Surmer este acea senzație minerală sărată. Și o simți foarte bine în momentul în care îți plimbi limba pe gingia superioară. Chardonnay este considerat soi tip Murfatlar. Spuneam și ieri, este surprinzător cum un soi cumva pe care îl găsești mai des în zone cu climă rece, mai rece, se simte atât de bine în zona noastră, dar pentru că în zona Murfatlar avem acele inserții, solul are o componență calcaroasă. Marea și Dunărea influențează coacerea, viteza de coacere a acestui soi. O să vezi cât de bine stă în pahar. Ce mai are acest Chardonnay este maturat în butoi de o parte, este maturat în butoi de stejar. Nuanțe de fruct, lemn deopotrivă, da, vanilie. De lemn. Cum îl găsești gustativ? Foarte echilibrat între fruct și lemn. Întotdeauna problema Chardonnay-ului în România, cel puțin știi bine, e că e necat în lemn. E, uite, asta nu e necat în lemn. Are exact cât trebuie ca să sublinieze... Să-ți scoată în evidență și să-i dea și un plus de eleganță. Da, da. Și să-l ducă către zona vinurilor de gastronomie, în mod evident. Clar, e un vin care îți cere un pic mai multă atenție comparativ cu Sauvignon Blanc și Pinot Gris, unde aveai aciditate, aveai mineralitate. Aici, având nota aia unctuoasă provenită de la și soi și baric, e normal să-l însoțești cu câte ceva. Merge bine cu scrumbie, că suntem la Jurilovca, poate să meargă. E un vin care s-ar potrivi foarte bine și la carnea de porc. Surmer, rosé. Culoarea noastră e culoarea cu care ne mândrim cel mai tare. Rosé din fetească neagră, Pinot Noir și Syrah. Am ales paharele astea pentru că sunt pahare universale și nu aveam nevoie de pahar de vin roșu, vin alb și așa mai departe, așa că am făcut acest mic compromis. Fruct roșu, aciditate, exact cum îmi place mie. Știi că eu sunt foarte pretențios la aciditate. Și chiar și vinul ăsta rosé are mineralitate. Un vin de pus alături, mă gândesc la pește făcut în saramură, ceva mai condimentat. Rozeul se potrivește foarte bine în zona asta și, da, condimentat, iute. Putem să le asociem inclusiv cu tocănițele mai condimentate. Da. Ceva condimentat. Cu corect. Plachie de pește. Mai cu saramură. Are nevoie de o mâncare îmbrăcată într-un sos mai condimentat. Da. E surprinzător modul în care se comportă aciditatea în zona Murfatlar, la Rasova. N-am văzut așa acidități. Acidități de 7. 7 cât au în Târnave. Da, corect. Așa e. Am ajuns și la vinul roșu din gama Surmer. Este un vin roșu creat de Răzvan Macici, așa cum îi place lui. În stilul luminoi, vin dobrogean, dar mai exploziv, mai intens, cărnos. Mizează foarte mult pe fruct, pe fructul copt. Este un cupaj de Syrah și Cabernet Sauvignon, 60% Syrah. Soiurile au fost vinificate separat, au fost ținute în baricuri de stejar timp de 12 luni, iar asamblajul final a fost făcut în luna ianuarie. Anul de recoltă este 2019, Surmer roșu,
El a venit ca o completare alături de vinurile albe și de roze, dar merge tot în direcția aceasta de vin casual, plăcut, prietenos, elegant. Culoare violacee, intensă, foarte frumoasă și mult condiment în nas, foarte mult condiment. Siracul. Un vin care are un potențial fantastic de evoluție. Așa cum este acum, taninuri moi, cărnoase, aciditatea bine reprezentată, suculent. Aș recomanda ușor, ușor răcit, nu foarte mult, dar... S-a mai încălzit puțin la soare. S-a încălzit. Cu toate că vremea e răcoroasă, cred că toată lumea aude cum bate vântul. Bine că nu bate vântul în pahare. Da. Foarte frumos vinul ăsta. Foarte frumos. Din nou, e chiar de menționat echilibru foarte, foarte fin între fruct și lemn. Foarte, foarte fin și bine echilibrat. Ce e de reținut e faptul că noi lucrăm exclusiv cu butoi franțuzesc, o selecție de baricuri provenite la producători francezi și spuneam și ieri, suntem foarte mulțumiți de rezultatele pe care le-au dat pe stilul nostru de vinificare de la Rasul. Valentin, mulțumesc din nou pentru splendida asta degustare din portul Jurilovca. Mare plăcere. Și îi rog pe cei care se uită acum la noi să nu ne urască prea tare, având în vedere că e într-adevăr un vis să stai aici în port și să degusti vinuri. Foarte bun locul. Foarte, foarte bun locul de degustare. Mai avem de parcurs ultimii 55 de kilometri care despart Jurilovca de Dunavățul de Jos, locul unde ne așteaptă prietenii noștri de la New Hotel Egreta, unde vom și nopta. Mâine va fi ultima zi, dar și cea mai grea, a periplului nostru printre vinurile și gastronomia din Dobrogea. Dragi prieteni, a fost o zi lungă, am vizitat cetatea Enisala, am făcut o degustare de vin în port la Jurilovca și am ajuns în sfârșit la destinația noastră New Hotel Egreta, Dunavățul de Jos. Aici ne așteaptă o experiență cu gastronomie dobrogeană și vinuri, experiență pe care vă invit să o urmăriți în episodul următor. Până atunci, toate cele bune și numai bine! Bun, deci începem? 2 4 3 2 1 0. Da, e niște cam paradis aici. E. În afară de 2-3, trebuie trebui un pic vocea mai tare. Tu tin să te duci către mortăciune așa. E adevărat. Da, dar în formula asta de, zic așa, de cuplu, de comici vestiți, aș prefera să fiu cu doamna pe malul Mării Negre să gust surmer. Corect. Asta nu baște. Și vino mai la tata aici. Stăm prea bot în bot. Mai avem înțelegere și pupăm. Nu stăm deloc bot în bot. Dacă stai să te uiți în cadrul ăla... Auzi, al tău filmează? Cum bea un ochelarist? Cum dă noroc un ochelarist singur? Deci nu știu cum.